Bun găsit! Numele meu este Grecu Daniela și sunt profesor de informatică și TIC la Școala Gimnazială Sfântul Dumitru din Craiova. Predau această disciplină de 21 de ani și îmi face foarte mare plăcere să lucrez cu copiii, pentru că și mie, ca și lor, ne place să ne implicăm în diverse proiecte, să descoperim și să acceptăm noile provocări care apar în viața de zi cu zi. Ce este CodeWeek? Da, chiar de pe platforma codeweek.eu aflăm că este o inițiativă de bază a Comisiei Europene de a aduce codarea și alfabetizarea media în rândul tuturor, indiferent de vârstă, fie că sunt mici, fie că sunt adulți, fie că sunt mai în vârstă. Cum aduc ei această activitate în rândul nostru? Într-un mod distractiv și captivant. Eu aș completa și aș spune că este o inițiativă binevenită. Prin aceasta se poate vedea că a coda nu este ceva dificil, greu. Cu pași mărunți și mai ales constanți se poate ajunge foarte departe. În plus, săptămâna codării poate fi accesată în mod gratuit de toți profesorii sau învățătorii, indiferent de nivelul de studiu la care predau aceștia sau de disciplina predată. Pentru a vă alătura inițiativei CodeWeek, trebuie să accesați linkul platformei codeweek.eu și înainte de orice, așa cum ne-am obișnuit atunci când accesăm o platformă, este bine să ne creăm cont. De ce avem nevoie de cont? Pentru că astfel avem posibilitatea să fim conectați alături de alți profesori din întreaga lume, să raportăm sau inițial să înscriem activitățile, ulterior să le raportăm, la final să descărcăm forma de certificare disponibilă acolo, să vizualizăm toate activitățile desfășurate de-a lungul timpului de către noi. Așadar, pentru a ne conecta, avem în partea dreaptă a ferestrei un buton special care ne dă posibilitatea să ne înregistrăm, oferind informații de genul nume, adresă de e-mail și parolă. După ce ne-am creat cont, putem să creăm o primă activitate, să o înregistrăm. Ce presupune acest lucru? De exemplu, astăzi eu mă gândesc că vreau să fac în zilele următoare cu elevii mei o activitate de genul primii pași în robotică sau codare și mișcare. Și atunci ar fi bine să îmi înregistrez această activitate pe platformă. Aceste activități pot fi cu utilizarea tehnologiei, adică să folosim calculatorul, laptopul, tableta și apoi și un limbaj de programare sau o platformă de codare, sau putem să desfășurăm activități fără ajutorul tehnologiei, unplug, aș spune, prin jocuri și activități de logică, de exemplu codarea unui mesaj sau obținerea unui desen prin colorare pe baza unor reguli. Bun, deci ne-am gândit la activitate, am accesat platforma pe care deja avem cont și acum, ca să o propunem activitatea, mergem în stânga la meniul Activities, alegem de acolo opțiunea Map. În urma alegerii noastre ni se va desfășura în față o hartă care conține o mulțime de buline colorate cu numere. Numerele respective reprezintă câte activități au fost deja înregistrate pe platformă și realizate în diverse locuri din Europa și nu numai. În partea de jos a hărții putem să selectăm după anumite criterii să ni se afișeze activitățile. Criteriile pot să fie, nu știu, vreau să văd activitățile dintr-o anumită țară sau după un anumit tip de activitate sau după un grup țintă. Ne putem inspira de la colegii din celelalte țări sau de la noi din țară. După ce ne-am informat, mergem pe butonul Add Activity. În pagina care ni se deschide, avem de completat câteva câmpuri de genul
titlu și tipul activității, o scurtă descriere a acesteia cu obiectivele activității urmărite de noi, perioada de desfășurare, instituția, adresa instituției unde se desfășoară, numele nostru, adresa de e-mail. După ce am completat aceste câmpuri, vom primi mai multe e-mail-uri. Primul e-mail este cel de confirmare al creării activității. Îl primim practic instantaneu după adăugarea activității pe hartă. Urmează la câteva ore e-mailul de confirmare sau de aprobare din partea ambasadoriilor inițiativei. Apoi eu trebuie să-mi desfășor activitatea și la final nu trebuie instant, adică în secunda 2 după ce mi-am desfășurat activitatea și în ziua următoare trebuie să o raportez. Cum fac raportarea? Fie mă duc la profil de pe platformă și aleg Report My Activity, fie accesez linkul din al treilea mail pe care îl primesc de la organizatorii inițiativei. Raportarea în ce constă? În introducerea numărului de participanți, media vârstei, procentul de fete și numele persoanei, adică al dumneavoastră, care trebuie să apară pe certificat. Aceste activități avem posibilitatea să le desfășurăm legându-le, conectându-le cu altor colegi din țară sau de peste hotare. Și aici vorbesc de provocarea Codewick for All. Scopul ei este de a ne face să comunicăm cu ceilalți, de a împărtăși cu colegii din alte școli activitățile noastre. Practic, aceste activități și această inițiativă ne oferă vizibilitate școlii noastre. Ca și Codewick Leading Teacher, sunt din 2020 și am această titulatură, să-i spunem, o promovez prin postarea de diverse materiale pe spațiul personal din social media, precum și prin intermediul proiectelor pe care le desfășor pe platforma eTwinning. Proiecte în cadrul cărora îmi încurajez partenerii de proiect să desfășoare activități cu elevii acestora, activități care să se plieze practic și pe tema proiectului, dar să îmbine și partea de tehnologie codare. De asemenea, promovez implicarea în această inițiativă în rândul colegilor mei, actuali și foști colegi, încurajându-i, de exemplu, recent să participe la cursul EU Codewick Bootcamp 2022, un curs care vine de fiecare dată cu multe resurse ce pot fi folosite la clasă. Practic, acest curs chiar a reprezentat un punct de plecare legat de activitățile pe care le putem desfășura cu copiii. Programul Meet & Code este un program care sprijină săptămâna codării, un program care este coordonat de către Asociația TechSoup și la care am aplicat începând cu anul 2020. Astfel, în respectivul an, am primit finanțare pentru trei activități, și anume sunetul muzicii în Scratch, învățare cu roboți, un pas spre viitor, și lanțul trofic, documentare, modelare, responsabilizare. Fiecare activitate a fost centrată pe codare pentru a obține muzică în Scratch, pentru a programa un robot pe un simulator virtual de pe platforma OpenRoberta, respectiv pentru a realiza diverse obiecte tridimensionale în aplicația Tinkercad. Anul următor am aplicat din nou și am primit finanțare pentru alte două activități, și anume Coding Art, unde elevii au codat în Turtle, respectiv în Python, și au combinat arta cu matematica și informatica, realizând diverse modele geometrice. Iar al doilea proiect s-a numit The First Steps in Robotics. Elevii au programat diversi roboți virtuali pe un simulator și au învățat cum se pot aceștia deplasa și detecta un obstacol. În acești doi ani, activitățile au fost desfășurate exclusiv în mediul online, datorită pandemiei, pe platforma Google Meet.
Anul acesta, în 2022, am desfășurat activitatea Schimbăm Lumea folosind tehnologia și am organizat 3 ateliere de lucru cu prezență fizică de data aceasta în laboratorul de informatică. Cu finanțarea primită am achiziționat mai multe dispozitive hardware microbit și cu ajutorul lor am codat pentru a măsura temperatura, a număra insectele sau pașii pe care îi facem mișcându-ne. Aceste dispozitive dispun de niște senzori, senzori de mișcare, de temperatură și niște butoane ce pot fi apăsate, care le contorizează diverse elemente. Copiilor le-a plăcut foarte mult, au fost foarte apreciate, chiar și activitățile online și mai ales cele offline. O încurajare de final, într-adevăr, sincer, eu zic să vă implicați elevii voștri în activitățile Code Week, pentru că activitățile acestea de codare le dezvoltă în primul rând creativitatea, gândirea critică, învață practic să anticipeze anumite rezultate ale activităților lor, să fie mai organizați și să colaboreze. În al doilea rând, este o activitate europeană comună la care vă puteți alătura ușor, așa cum ați văzut mai sus, și puteți desfășura activități minunate. Puteți colabora și face schimb de materiale. Un ajutor de valoare este și grupul de Facebook EU Code Week Teachers, la care și eu am apelat de nenumărate ori. Practic, comunitatea Code Week este una minunată, creativă, generoasă și în pas cu timpurile.